Domnul Ghiță se refera la două sisteme informatice dezvoltate de Autoritatea de Management pentru Mediu și pe care le-am trimis săptămâna trecută la DNA, pentru că au fost fraudate la achiziție și a fost făcută recepția fără a fi testate sau folosite vreodată. Deci acel sistem pe care domnul Ghiță mă îndeamnă să-l folosesc este acum problema DNA-ului.